Tot în acest credit vom plăti și prima parte către CNI de 17 milioane de lei, dacă nu greșesc, doamna director, nu? Da. Vineri am primit adresă din partea CNI, astăzi le-am răspuns, vom plăti o parte din suma noastră, 17 milioane de lei, cât de repede pentru a începe lucrările, așa cum au promis constructorul și proiectantul. Până luna iunie-iulie va preda Consiliul Județean deja planul de amplasament la predat, vor preda proiectul tehnic finalizat. În iulie-august vor începe lucrările la nou stadion de la Târgoviște. Consiliul Județean își va respecta condițiile contractuale și, bineînțeles, vom plăti prima tranșă de 17 milioane de lei chiar săptămâna asta, cealaltă, în funcție de cum vom decide împreună. Da? Ca să știți ce vom face și cu prima tranșă din cofinanțarea noastră de la stadion. Mulțumesc. Suplimentar punctul 39, proiect de hotărâre pentru aprobarea alocării fondurilor publice pentru finanțarea din bugetul propriu al județului și a programelor sportive de performanță în sesiunea 1 în anul 2023. Dau cuvântul doamnei director Sfetcu pentru prezentare. Mulțumesc, domnule președinte. În perioada 28 februarie-9 martie 2023 a avut loc sesiunea 1-2023 de depunere programe sportive de performanță pentru acordarea de finanțări de la bugetul județului Dâmbovița. Au fost depuse 3 propuneri de programe care au fost evaluate de Comisia de Evaluare și Selecționare, iar după verificare propunerile au fost declarate admise cu valoare totală alocate de 960.000 lei, așa cum sunt evidențiate în anexa la hotărâre. Propunem aprobarea proiectului în forma și structura prezentată. Mulțumesc, dacă sunt observații, dacă nu supun aprobării, cine este pentru, împotrivă, abțineri, o neparticipare la vot, domnul consilier Tănase Silviu. Mâine dimineață, împreună cu președintele clubului Chindia, voi semna contractul și poi mâine voi vira clubului suma pe care au cerut-o prin acest proiect pentru a stopat toate discuțiile care sunt astăzi prin anumite medii. Ca să lămurim și acest subiect. Deci Consiliul Județean poi mine va vira clubului Chindia Târgoviște suma de 600.000 de lei. Văd că unii nu mai au noțiunea banului. E lei cu euro. Confundă lei cu euro.